Dacă voiești să fii desăvârșit, vinde toate câte ani și le împarte săracilor, apoi vino, îmi urmează mie luându-ți crucea și vei avea cu mare în cer. Sigur că acest tânăr când a auzit, s-a întristat și a plecat. De ce? Pentru că era foarte bogat. Iar Mântuitorul a zis celebrele cuvinte, cât de greu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avere. Că mai lesne este să treacă cămila prin urechile altuie bogatului să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, iubiți frații cu Hristos, așa cum am spus, dacă prima parte a pericopei evanghelice este cât se poate de clară, a doua parte pare confuză. Nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat, dar această pericopă evanghelică s-ar putea asemăna cu următoarea situație. Te duci la magazin și vezi un produs pe rac. Te uiți, bineînțeles, cât costă. După ce vezi cât costă, te uiți în portofel să vezi dacă ai bani respectiv ca să-l cumperi. Vezi că ai bani, te duci la casă, vânzătoarea îți ia produsul acela, îl scanează și îți spune alt preț, un preț mai mare. Sigur că tu, nedumerit, îi spui vânzătoarea că nu cumva este o greșeală, cu siguranță că este o greșeală, pentru că la raft eu am văzut un preț mai mic. Vânzătoarea spune că între timp prețurile s-au actualizat și că prețul de fapt este mai mare. Tu te uiți în portofel, vezi că n-ai banii respectiv ca să-l achiziționezi și ce faci? Sigur că pleci întristat pentru că n-ai putut să-ți iei produsul acela. Ei, vedeți dumneavoastră, cam așa ceva s-a întâmplat și în dialogul acesta pe care l-a avut tânărul trecător bogat cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a început să-i spune clar că dacă dorește să moștenească viața cea veșnică, să păzească poruncile. Tânărul zice că le păzește, după care Mântuitorul mai adaugă ceva. Când, după ce aude că tânărul acesta chiar le păzește și spune că dacă vrei să fii desăvârșit, trebuie să-ți vinzi toate averile, după care să împarți banii pe care le primești pe ele săracilor și să vii să-mi urmezi mie. Sigur că, așa cum am spus, tânărul a plecat întristat pentru că prețul de la casă, zicem noi așa în ghilimele, al mântuirii, era mai mare ca cel afișat, ca cel anunțat la raft, și anume, cât costa de fapt mântuirea. Costa să împlinești toate poruncile, la care zicem noi să mai dau un TVA, acela al vinderii tuturor posesiunilor materiale, după care împărțirea banilor săracilor, urmarea lui Hristos și luarea crucii. Ei bine, invitați lui Hristos, deși, așa cum am spus, deși pare că această Evanghelie este neclară, este confuză, totuși să știți că nu este deloc așa. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește, de fapt, despre două stări. Despre starea mântuirii și starea desăvârșirii creștinii. Și haideți să le luăm pe rând. Cu privire la mântuirea creștină, vedeți dumneavoastră, mântuirea creștină este accesibilă tuturor oamenilor, tuturor creștinilor. Numai să vrea să se mântuiască, doar să dorești să te mântuiești. Care sunt condițiile primirii de la Dumnezeu în dar a mântuirii, a vieții celei veșnice? Condițiile sunt următoarele. Să ai credință și să ai fapte. Deci credința și faptele bune. Zice Sfântul Apostol Pavel că trebuie să ai o credință lucrătoare prin iubire. Adică credința ta să se vadă prin fapte. Crezi în Dumnezeu, accepti tot ceea ce scrie în Sfânta Evanghelie, în Sfânta Scriptură, pe ansamblu, în învățăturile Sfinților Părinți, accepti tot ceea ce scrie acolo, dar nu de ajuns, trebuie să pui și în practică, să împlinești, să se vadă prin fapte ceea ce tu crezi. Pentru că zice Mântuitorul foarte dur în altul loc, nu cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, dar cine? Ce acela care face voia Tatălui meu care este în cer. Ori voia lui Dumnezeu este cuprinsă în poruncile Lui. Eu dacă îi spun cuiva, fă așa sau așa, e clar că în porunca respectivă este cuprinsă voia mea. Așa și Dumnezeu mi-a dat aceste porunci, pentru că în ele este cuprinsă voia Lui. Amintiți-vă, iubiți frații lui Hristos, cu privire la faptul că noi trebuie să avem și credință, să avem și fapte bune, ca să ne mântuim. Amintiți-vă de
ceea ce ne spune Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 12 al Evangheliei sale, acolo unde ne înfățișează judecata universală. Că ne spune acolo că Mântuitorul va veni și va sta pe tronul slavei sale. Și că toate neamurile se vor aduna înaintea feței Lui. Și că îi va despărți pe, pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Oile le va pune de-a dreapta, capre de-a stânga și apoi va zice celor de-a dreapta. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea trecută vouă, de la temerea lumii, căci gol am fost și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, în temniță și ați venit la mine, bolnav și m-ați cercetat. Și sigur, vedeți că aceștia se miră și spun, când, Doamne, te-am văzut așa și pe dincolo? Și Mântuitorul spune, păi, cât ați făcut unora dintre aceștia, frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Dar ce este interesant, iubiții mei, este faptul că Mântuitorul, vedeți, nu cere lucruri extraordinare ca să te mântuiești. Nu spune, gol am fost, păi nu mi-ați dat cele mai scumpe haine, nu mi-ați dat hainele cele mai bune pe care le aveți. Nu! Gol am fost și trebuia să-mi dați ceva, o haină, oarecare. Nu cea mai bună haina voastră. Nu zice, flămând am fost și nu m-ați luat în casă. Nu m-ați pus la masă cu dumneavoastră și să mă țineți acolo, să-mi dați ceea ce mâncați și voi, cele mai bune bunătăți. Nu! Acolo, ceva să mănânc. Deci vedeți cât de puțin trebuie să facem noi ca și creștini ca să dobândim mântuirea, pentru că altfel credința nu ne ajută la nimic, ci din contră, credința ne osândește. Că și ceilalți, vedeți, ceilalți erau credincioși, cei de-a stânga, pentru că l-au recunoscut pe Mântuitorul și au spus, când te-am văzut, Doamne? Și zice, păi, întrucât n-ați făcut unul dintre aceștia, frații mei prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Cu alte cuvinte, degeaba ați crezut în mine, dacă voi n-ați făcut, n-ați pus în practică ceea ce eu v-am spus să faceți. Așadar, iubiții mei, cum spune Sfântul Apostol Iacob, omul se mântuiește prin fapte, nu numai prin credință. Și Iacob spune că credința fără fapte este moartă în ea însăși. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aflăm de la Sfinții Părinți că demonii, ei cred și se cutremură. Gândiți-vă la diavol. Ei cred și se cutremură, dar nu au fapte. Și de aceea nu pot să se mântuiască. Deci condițiile pentru care se cer nouă ca noi să ne putem mântui, sunt credința și faptele bune. Deci aceasta este starea mântuirii. Cu privire la starea desăvârșirii creștine, că am spus că această pericopă evanghelică ne vorbește pe de-o parte despre mântuire și ca să dobândim mântuirea, noi trebuie să primim poruncile lui Dumnezeu și să avem credință în El, și de altă parte ne vorbește despre desăvârșire. Și cu privire la desăvârșire, iubiții mei, spune Sfântul Ignatie Priancianinov, spune atât de frumos că este o taină, este o lucrare dumnezeiască despre care este mai lesne să taci decât să vorbești. Mai bine este să plângi decât să împledești vorbe. Așa spune Sfântul Ignatie Priancianinov. Sigur că nu o să vă spun eu ce este desăvârșirea creștină, pentru că ne-a spus Hristos. Deci nu trebuie să vă spună nimeni altcineva, pentru că ne-a spus nouă Hristos. Ce a spus Hristos acestui tânăr? Deci dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate câte ai, parte prețul căpătat pe ele, în grabă, rapid, în parte săracilor, vino după mine în Muntul Strucea și urmează. Deci vedeți, i s-a cerut acestui tânăr nu să vândă o parte din averea lui, cum se cere de la cei ce se mântuiesc, nu? Că dacă ți-a dat Dumnezeu ceva din cât ai, dă și la unul mai sărac ca tine. Amintiți-vă de acel cismar din Alexandria, despre care se spune că era mai mare ca Sfântul Antonie cel Mare. Când l-a întâlnit Sfântul Antonie, l-a observat să vadă ce face, de ce Dumnezeu i-a spus lui că acela este mai mare ca el. Și el nu și-a vândut nici toată averea, nici nu și-a vândut toate posesiunile materiale, nu. Dar ce făcea? Se trezea dimineața, se ruga, la amiază la fel, seara la fel, mergea, muncea, dar foarte important. Zici, a zis așa, că din ceea ce fac, deci din ceea ce fac mult puțin, nu contează, dau ceva și la unul mai sărac ca mine. Deci vedeți, asta se cere pentru cei ce doresc mântuirea, dar pentru cei ce doresc desăvârșirea, care este o stare mai înaltă,
Și în Împărăția Lui Dumnezeu există o ierarhie. E Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, după care e Maica Domnului, după care sunt Cherubini, Serafini și ceilalți Sfinți. Și toți sunt așezați în cerc, și au o ierarhie. Deci dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să fii desăvârșit, trebuie să-ți vinzi toate posesiunile materiale, să le împarți în gradul săracilor și să mergi apoi să urmezi Lui Hristos. Vedeți acest stângă, nu trebuia să renunțe doar la avere, ci și la poziția Lui pe care o avea în societate. El era dregător, era un fruntaș al iudeilor. Ori dacă Domnul Hristos i-a spus că dacă vrei să fii desăvârșit, vino după mine. El trebuia să renunțe la avere, la casă, la familie, la locul acela care era, la servicii. De ce? Că trebuia să meargă după Hristos. Ori Hristos nu stătea numai acolo, în localitatea aceea unde era el dregător. Deci a trebuit să renunțe la tot. Tot înseamnă tot. Cine dorește să fie desăvârșit, să renunțe la tot și să urmeze Lui Hristos. Este calea monahală, este calea îngerească, iubiții mei. Vedeți, spune Sfântul Apostol Pavel, atât de frumos, că eu pe toate le socotesc pagubă și le-am socotit pagubă, zice, cele ce mi-erau mie câștig, auziți? Deci cele ce mi-erau mie câștig, eu pe toate le-am socotit pagubă pentru Hristos. Și zice Sfântul Apostol Pavel, ba mai mult, eu pe toate le socotesc pagubă față de înălțimea cunoașterii Lui Hristos, Domnul meu, Iisus Hristos, pentru care am renunțat, zice, la toate și pe toate le socotesc sau le-am socotit drept gunoaie. De ce? Ca pe Hristos Iisus să dobândesc. Amintiți-vă, iubiții mei, de Sfântul Nectarie, că dacă nouă ni se cere să facem milostenie din ceea ce avem, dar nu ni se cere chiar să dăm hainele de pe noi. Sfântul Nectarie, care a fost, după părerea mea și a Bisericii, sigur, un om desăvârșit, mi-aduc aminte de că am văzut filmul cu privire la viața lui și am citit și de viața Sfântului, că odată s-a așezat în un cercetor, zice, și acela era desculț. Și pe loc, atunci, în acel moment, s-a descălțat de ghetele pe care le avea în picioare și le-a dat cercetorului și el a mers, a plecat mai departe desculț. Păi nouă, dacă ne-ar cere cineva să ne descălțăm, nu să ne ceară, să facem în lucrul acesta. Dacă am vedea un om desculț, păi am zice, probabil, păi mă duc până acasă să văd ce ai găsit acolo, niște papuși mai vechi și o să vin să-ți aduc ca să ai și tu, să ai ceva în picioare. Dar nu! Pentru cei ce doresc desăvârșirea, din loc trebuie să renunțe la tot ceea ce au. Sau ne se spune despre un alt părinte, că mergând la biserică și fiind iată, fiind fric, s-a întâlnit tot așa cu un om care era dezbrăcat, avea haină cu el. Și părintele, sigur că avea haina lui bună de biserică, că știți cum avem noi oamenii. Avem haine mai bune cu care mergem la biserică. Și pe atunci, numai pe acele le avem de regulă. Un rând de haine bune. Și se spune că în clipa aceea și-a dat paltonul jos de pe el. Paltonul lui bun de biserică l-a dat săracului și a mers mai departe. Deci vedeți ce înseamnă să fii desăvârșit, iubiții mei. Să renunți la tot. Pe loc atunci să faci fapta de milostenie. Că dacă pentru cei ce se mântuiesc se cere ca să sufere împreună cu cei ce suferă. Deci așa se cere. Dorești să te mântuiești? Suferă împreună cu cel care suferă. Adică îl ajuns și pe el, ești acolo lângă el. Dar pentru cei care doresc desăvârșirea, cum se spune? Ce a făcut Hristos? Nu numai că a suferit împreună cu noi și suferă împreună cu noi, dar a suferit în locul nostru. Asta e măsura desăvârșirii. Măsura dumnezeiască, ai iubirii. Nu să suferi împreună cu cineva, ci să suferi în locul acelui privat. Ei, dacă puci, suferi tu de fric și lui este bine, este calm. Dar întorcându-ne, iubiții mei, la dialogul acesta pe care l-a avut Domnul Hristos cu acest tânăr bogat, vedeți dumneavoastră că aici Mântuitorul pare că a avut un dialog de pe urma căruia n-a realizat nimic. A fost un eșec total. Din punct de vedere pedagogic, Domnul Hristos pare că n-a avut deloc niciun tact pedagogic. Că noi știm, iubiți frați, Domnul Hristos, că dacă știi că un om nu poate ceva, nu-i cer ceea ce nu poate să facă. Este o eroare fatală să ceri un om să facă ceva ceea ce nu poate. Păi, de pildă, dacă judeci un copil de clasa a patra, sigur, sunt și geni, dar dacă judeci un copil de clasa a patra, după abilitatea lui de a face probleme de clasa a 12-a, păi copilul acela o să creadă toată viața că e prost.
sigur că, repet, sunt și genii, sunt și persoane care poate să facă lucrul acesta. Dar majoritatea nu poate să facă. Și atunci, de ce a cerut Mântuitorul acestui tânăr dregător bogat să renunțe la tot și să urmeze lui, dacă a știut că nu poate să facă lucrul acesta? Vedeți, dumneavoastră, părinții mei, că nu este chiar așa. Noi avem Sfânta Scriptură, citim din Sfânta Scriptură, dar avem și tradiția bisericească. Vedeți, mi-aduc aminte că am citit dată undeva că vulturul, atunci când puii îi cresc și învață să zboare, îi ridică în înălțime, ca să zboare și ei, să învețe să zboare la înălțimi foarte, foarte mari. Dacă un pui nu vrea să zboare, se spune că vulturul îl bate în cap cu ciocul. Ei, asta a făcut și Domnul Hristos cu acest tânăr pregător bogat. L-a îmbolnit. De ce? Pentru că a văzut ce potențial extraordinar are. A văzut în el că poate să facă lucrul acesta. Și spuneam că nu-i de ajuns numai Scriptura ca să înțelegem Cuvântul lui Hristos, ci și tradiția bisericească. Și în tradiția bisericească îi se spune că tânărul acesta n-a putut să vândă tot dintr-o dată și să urmeze Domnul Iisus Hristos. N-a putut să facă lucrul acesta, dar a avut nevoie de un an de zile. Un an de zile s-a frământat, a fost atras de această chemare a lui Dumnezeu, după un an de zile, a vândut totul în grabă, a împărțit banii săracilor și se spune că a urmat lui Hristos, a devenit ucenic al lui Hristos, iar urmărirea Duhului Sfânt peste apostol, după întemeierea Bisericii, îi se spune despre acest tânăr că a devenit episcop în Asia Mică. Așadar, a fost o reușită. A fost o reușită a Domnului nostru Iisus Hristos. În concluzie, iubiții mei, pericopa evanghelică de astăzi, țineți minte că ne vorbește despre două stări fericite, de fericire, pe care le-a gândit Dumnezeu celor care îl iubesc pe El. Prima este starea mântuirii, accesibilă tuturor oamenilor. Doar să împlinești puținul acesta pe care îl arată Dumnezeu în poruncile sale. Doar să împlinești puținul acesta. Apoi, se spune în această pericopă evanghelică despre starea desăvârșirii, care nu este accesibilă tuturor. Nu este accesibilă tuturor decât acelora care sunt dispuși să renunțe la tot pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și tot înseamnă tot. Vedeți dumneavoastră, știți care este paradoxul de fapt? Că dăruind vei dobândi, după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau femeie, sau copii, sau frați, sau țară, pentru Împărăția Cerurilor. Și auziți? Și să nu ia cu mult mai mult, când? Nu numai în lumea viitoare, și să nu ia cu mult mai mult în viacul acesta. Deci cu mult mai mult în viacul acesta, iar în viacul ceva să fie viață veșnică. Dumnezeu să ne ajute, să ne fericeze pe toți. Amin.